dimineața, băiețicii, și bine v-am găsit la un nou vloguleța. Oh-oh! Astăzi, mă, băieții mei, suntem la ora exactă. De aici începem cursa. Marți de dimineață, m-am trezit matina la o să-mi beau niște cafeaua. Să-mi fac tabietul de dimineață. Până nu apucă tovarășa Roxineata să ne contacteze, să vedem ce încărcăm de la ora exactă. Am ajuns aici, am început duminică spre la 00, am ajuns aici la prima oră, i-am livrat la ora exactă la bucale. Bineînțeles că în momentul în care bag din noaptea ca erou, nu-mi vine nici o culoare să dau drumul la niciun vlog. V-am spus, cei care urmăriți ceea ce fac aici pe canal, pe Miciulică, ăsta ziua, bă, fraților, noaptea când plec la 00, n-am nicio pasiune, n-am nicio nimic, zicât obiectul dintre scaunuri și volan care îi dă să pută tobele și aia. Am dat o hodiner pe timp de zi, în speranța că încărcăm noaptea care a trecut. Asta se gândea Roxana la un moment dat, nu a fost să fie. Și în momentul de față, v-am spus, m-am trezit dimineață și vedem în ce direcție ne trimite Roxana și ce vom face astăzi. Încă o chestie la descărcarea mea de la Chiajna, m-am întâlnit cu una bucată coleguț care vizualizează content și m-a salutat acolo și mi-a oferit prioritate să fac o garare cu spatele. Ceva coleg de pe la Moldova după accent și pe la Iași mi se pare că o să veni și el acolo și le a rupt în gură ca mie. Zic, salut colegul, nu știu cum te cheamă, dacă tu ești pe aici, bagă un salut ceva să știu cine ești. Și eventual urmărire pe un follow pe Insta să vorbim acolo dacă vrei să vorbim mai multe. Bun. Să vă arăt ceva. Așa, ca idee, în această cursă suntem cu una bucată XG. Aici e urma că mi-a făcut cafeluța. Am făcut perdelele cu șmecherie, cu țugluc. Și în momentul ăsta așteptăm, suntem aici unde ați mai fost cu mine. Suntem ca și câinii maidanezi, cum denumesc eu. În momentul în care fac pauză în astfel de locuri, e lângă depozit la noi la Chiajna. Exact în spatele depozitului, aici unde e maximă liniște. Așa. Așteptăm, obojeții, bă, să vedem cine de loc să ne ata. Imediat ce primim o destinație, băjeții mei, îi dăm play și, bineînțeles, la fel cum fac de fiecare dată, vă țip pe cap, vă bag în GoPro să veniți cu mine. Stați acolo, tovarășii mei. Având în vedere că avem timp, mă, băiețici, până stăm șoară de maiurea, zic să verificăm dacă avem diesel în dupa de fric și să vedem dacă pornește, că cine știe cine de loc să ne atat de încărcat. Ia să vedem. Pam, 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 deci nu-i pe partea asta nivelul. Având în vedere că umbl cu 16.000 de feluri de dube, la tățile găsesc din prima unde e nivelul. Ia să vedem. Și practic conform nivelului mai avem un sfert de rezervor. Asta nu e a bună. Deoarece și prin urmare
trebuie să alimentez dacă încarc ceva marfă la temperatură. Și acum să facem o chestie. Să... Lin, dacă pornește dumneai duba, că nu știm când a fost pornită ultima dată și nu știm dacă are curent, dacă stă de mult. Ia să vedem, să nu avem surprize în caz că primim marfă la temperatură. Yes, of course. E setat pe start-stop, pe 16 grade, 13 afară, ia să vedem dacă pornește. Diesel engine starting. Să amorsează din ce îmi dau seama. La cum sunt. Bună, domnul băieții, mă, mă încuit. Compresia lui e la motor și amorsat. Bun, asta am lăgurit-o, deci e pornește duba în cască, trebuie să încărcăm marfă termo. Trebuie să și alimentăm. Ce să vedea că nu stă bine cu motobilul, ca să încărcăm marfă termo. Dar Roxana mea în tutul se dă un semn și deja mere încătă ora. E nouă deja și Roxana mea nu știe nimic. Deja mă cam enervează asta. Na bun, mă, băieții, mă, să căutăm aici niște music. Să putem să i-o dăm trei cuvinte paraziții. Noi dăm foarte mare volum și șmecherie. Dăm aici o începere de program. Țară inițial Românica. Bun. După asta, mă, băieții, facem o începere de program, e ora 9:38, ca boiarii plecăm și noi la muncă, sau caputorile, hai să-i o dăm. Am reglat poziția Coca Style, am reglat perdelele cu șmecherie, cu crețele, cum îmi place mie la XG. Și bineînțeles, odihnit. Sau mega giga hecto odihnit. Plecăm și noi la drum, lăsăm într-o parte depozitul de la Evan Vike și o dăm mai departe, mă, băieții. Să vedem ce munci ale câmpului vom face astăzi. Căutăm un loc să facem reciclarea, fiindcă aici n-am avut un coș la maxim 1,5 m, 2 de mine, că n-am chef să umblu astăzi. Dimineață frumoasă aici la Bucale, la ora exactă. În același timp avem și un camion care accentuează această stare de bine. Aoleu, am uitat să pun cintura. Trebuie să ne punem și centura, să fim regulamentari. Am pus și centura. Că mai avem un avocat coleguț care descarcă la noi la depou.
poziții. Nu s-o uită bojeții. Ați atâta de luat cu, luați cu poveștile. Colegii de la capitală, de ei nu, nu s-o uită în stânga, în dreapta. Ce frumoase sunt diminețile astea, în care te trezești odihnit. Ești fii atent, în zi 24 de ore pe loc. Oare îți pregătit de a merge la drum sau nu? Eu zic că am băgat la odihnă. De multe ori prins câte o cursă în care atâta odihnă poți să bagi inci acasă, n-ai ocazia să te odihnești atâta cât te poți odihni într-o cursă. Sau poți să-ți bagi o oboseală în cionte cât nu bagi în toată viața ta. Da, mă, băieți, cu acest TG minunat o să ieșim de aici, din zona industrială, de pe lângă Ciorogârla, și o luăm înspre undeva după bulevardul Timișoarei, mai exact, o să încălcăm bulevardul ăla unde e și Vama, îl știți voi. Ne pregătim de o intrare pe către București aglomerată, bănuiesc, ca și de fiecare dată. Și eu dansă putătobele, mă, băieții. Ce fain e aici, Aurel. Oh, e suntem Aurel aici. La Târnăveni. Da, e frumos. Foarte frumos. Curat aici. Dar cum îi zici aici? La Palaș. Dar zona, unde ești aici? La Târnăveni. Dăm aici frumos. Din păcate e muzica pe silent, să nu ne luăm copyright. Știți că v-am mai spus eu cât de mult mă nervează chestia asta, că nu poți să-ți dai pe YouTube, ca pe TikTok, o melodie pe fundal acolo să horește, să întreține atmosfera când ne luăm copyright. Dar ce să facem? N-avem ce să facem. This is the fucking YouTube câteodată. V-am spus eu, Dadie, într-o mie de ani, aici înainte nu va mai fi chestia asta. Tare m-aș bucura. Și cred că oricine ar place mult mai mult să facă content cu ce melodie găsaște pe net și să-și ia la drepturile și așa mai departe. În fine, în față l-avem pe Rom, senzații tari și românești, un produs românesc. O ciocolată care mie nu-mi place nici de o culoare. Și în momentul ăsta suntem pe Bulevardul Preciziei. Am ieșit să facem așa o tăiere de traseu spre Bulevardul Timișoarei, unde mergem noi. Aglomerat, ca de obicei. Deci numai noaptea, dacă vine aglomerat pe zonele astea. Și eu dă mai departe, mă, băieții, mă. Spre adresa de primă încărcare. Bă, faini, mă, faini, mă. Când ești la lucru cu un camion de ăsta mega șmecher, sau cel puțin cu un camion în care te simți bine. Ăsta e unul dintre ele, camionul lui Tomiță, Tomiță Comunitaru, un tovarăș de-a meu de pe comunitate, nu știu dacă mi se uită la vloguri sau nu. Era un tovarăș bun când eram pe comunitate. Acum știți cum e voi și cu prietenia asta. În momentele în care avem aceleași drumuri, probabil suntem prieteni, dar în momentul în care nu mai avem aceleași întâmplări, nu mai trăim în același loc ca și job, prieteniile astea se cam distram oare și cum. Bine, când ne întâlnim oricum, ne salutăm, ne vorba aia, povestim, ne aducem aminte, dar nu e mai ca și, uite, eu am muncat, de exemplu, prieteni cu tovarășii mei de la suport. Clar, cu ăștia mă întâlnesc, cu ăștia muncesc, cu ăștia vorbesc. Cu aia care eram pe comunitate și vorbeam în permanență, nu mai ai ce să mai povestești, că tu faci altceva, el face altceva, nu se mai leagă poveștile. Eu îmi susțin așa, am o teorie în direcția asta și zic că nu există prieteni sau prietenie. Adică nu există prieteni, există momente de prietenie. Nu știu, eu așa consider. N-am avut niciodată un prieten
cu totul că mi-aduc aminte din copilărie, de prieteni cu care am copilărit, care nu mai am tangență de 10-15 ani. Îs momente de prietenie, ești prieten cu oamenii care te înconjoară în acel moment din viața ta. Nu știu, eu așa văd lucrurile, probabil că greșesc, probabil că îs eu mai ciudat, dar eu așa văd lucrurile, frații mei. Hai să-i dăm mai departe. Hai să vă iau totuși cu mine până acolo, în apropierea. De fapt, intrăm în curte împreună. Unde vom încărca? Suntem pe București. Cum am spus și mai devreme. Totuși 10 ori decentă. Nu se compară cum arată acum bulevardele comparativ cu dimineața când vine toată lumea la muncă. Ce avem? Dedeman! Pentru oameni practici. Încă așa o chestie ce am observat ultima dată și acum o să reverificăm să vedem dacă s-a schimbat ceva. Hai. Să vedem dacă ultima dată când am fost stătea jandarmeria și poliția locală și era interzis parcarea pe bulevardul Timișoara camioanelor. Hai, fratele meu, că ești pe aceea de pietoni. Și așa, ca idee, asta vreau să vă spun că ultima dată când am fost era interzisă staționarea. Văd că în continuare e interzisă. Sau cel puțin se efectuează lucrări și practic atunci, în cazul ăsta, nu ai cum sta. Aici, pe liniile de tramvai înainte, nu era nici un camion. Fiindcă mai avem 100 de metri și ajungem la locație. Ce ne înțepăm frumos într-o ogradă. Vedem dacă trebuie să ne batem cu portarul sau nu. Ce drum aici am, băiatule, mă. Mare să ne facem check-in-ul. Sau vine nea să... Nea ca este să ne facem check-in-ul. Să nu-l incomodăm. Bă, vreau să vă zic că intrarea în compania asta, uitați și voi ce frumos e, mai ales acum că e toamnă. Pe sub copaci e bestial. Bestial efectiv. No, păcat că am oprit camera, fiindcă domnul de la poartă era foarte sociabil și m-a întrebat dacă pălinca a lui la mine. N-am fost pregătit să imortalizez momentul. Mamă, ce l-am frecat pe creangă. Dacă ne întâlnim doi dintr-o bucată, nu mai avem unde merg. De pe deule, dragă, că eu nu mă pot, din păcate, băga așa în crengi, că nu știu cât costă o oglindă, cât costă o oglindă de asta digitală. Îmi las oglinda în tocracă, ce mă fac? Că nici n-am unghii legat afară oglindă. Și că trebuie să mergem undeva, să ajungem în spatele depozitului din fața noastră, fiindcă acolo se efectuează manevrele de resuscitare a mărfii. Și asta felul e... Nu pot să-mi dau seama ce scufiarele astea băgate pe aici, cum betoanele astea.
frumos, ca și companie de încărcat, unde am ajuns acum. Trebuie să închidem și... Frumos că nu-i companie de aia împuțită cu 11.000 de mașini mici, 11.000 de aglomerații rutiere și așa mai departe. Și nu. Oba. Mamă, ce-l frec de tăți pomii. Ce să faci? N-ai ce să faci. Că nu poți să am la mine un șiret să tai fiecare crânguță care freacă pe Gheazeș. Și pe platoul ăsta frumos. Să ne parcăm undeva. Nu, să caut un birou ceva. Parcăm oare și cum așa pe șustache. Pe șmecherie să putem să facem și birou și facturare. Să putem să facem și o fotografie frumoasă la camion. No, bun, mă, băieții, mă, ați văzut poziția în care ne-am așezat la încărcare ca șmecherii, cu șmă mare. Și în momentul ăsta, frumos, bărbătos, ieșim înapoi în această curte aerisită, de unde am încărcat prima partiție de marfă, să avem două partiții. Dacă scapă depozitul scapă. Scapă și crângile. Intră cranga pe mașină. Ce interesa mea are camera pe în copaci. Vom ieși frumos aici și vom merge undeva lângă Ploiești, mai exact ca și localitate, Boldești, Scăieni. De acolo vom încărca. Este disponibil un traseu mai rapid. Economisiți 6 minute. Atingeți pentru redirecționare. Gândești că ești de la Cluj, de aceea care vorbește limba maghiară. Așa accent ai avut, drăguță. Nu te mai băga ca și chiloț în cur, că nu îmi trebuie alt traseu. Bun, în acest moment, precum am spus, o luăm în direcția respectivă. Vom parcurge centura până la drum aici. Sperăm să nu tăiem ambele open. Vom trece până Buftea, orașul de Bașina, tovarășul nostru Mugurel. Da. Din păcate nu avem timp să stăm. Că ne așteaptă deja la încărcare. Și atunci o dăm frumos pe pitecuță. Oricum nu de mult ne-am întâlnit cu Mugurel, deci sigur nu o să se supere pe mine. Și în acest moment o dăm cât putem noi de rapidozaur. Nu știu dacă ați băgat de seamă, am făcut aici o prinzătură pe via și pe partea și pe alta din saci de gunoi menajeri. I-am păturat în patru și am făcut ca și un fel de panglică și am reușit să fac chestia aia cu perdeluțele. O să ne iei un pic până parcurgem acest traseu, unul la mână, până ieșim de aici pe bulevard de Iuliu Maniu, cred că e. Trăiți! Viu tura viitoare cu țuica! Viu cu țuica tura viitoare! Ați văzut pe domnul simpatic? Acum ai văzut tovarășul țuica, nu i-o mai zis. Ce mi-a spus mai devreme? Bă, băiatul meu!
Sinaș, că nu e același bulevard acum. Având în vedere că nu e mai atâta de între roți, miliția locală e aici, o zonă, să nu parcăm, precum v-am spus, deci bulevardul, asta e o informație pentru cei care n-ați mai fost de mult pe la vamă, hai da indian, pentru cei care n-ați mai fost de mult la vamă, asta e informație cum că aici nu puteți parca, să știți, mai de mult se puteau face și pauze pe acest bulevard al Timișorii, stăteau camioane la greu. Dacă aici ne băgăm la tupeu, deja băcă aici la bucale, cam asta funcționează. Bă, și în cap am avut să șterg camerele, că sunt pic cam colbăite și uite că am uitat. M-am uitat în oglindă și am văzut din nou, mi-am adus de aminte. Am zis că aici la bucale, din păcate, asta e regula după care se conduce și funcționează totul. La nesimțire, trebuie să te bagi, dacă nu rămâi tot acolo în intersecție, până îți crește barba. Da, băieții, hai că eu dăm să ieșim din bucale, nu vă țin pe aici cu mine până adumerație, vedem ce mai găsim pe traseu. Ce fain e aici, Aurel. Oh, e suntem Aurel aici. La Târnăveni. Dar e frumos. Foarte frumos. Curat aici, da. Dar cum îi zici aici? La Palaș. Dar zona, unde ești aici? La Târnăveni. Bang, bang, bang. Ia uitați-mă, băieții, mă, imediat trecem calea ferată și intrăm aici la Buftea, la locul de baștina lui domnul Mugurel de la ProTV. Și dezgâci dacă putem noi trece prin Buftea fără să ne oprim, să ne salutăm tovarășul nostru pe Mugurel. Nu putem. Pe bătrânul nostru nebun. E pe stânga și face to face ne așteaptă cu mașina VIP de la ProTV cu Vito. După care ne vom duce în echipaj, cum s-ar zice, dar fiecare cu mașina lui, să căutăm un loc unde să ne oprim, să facem un 15 minute împreună. Ia să vedem, oare acest Vito de altă culoare, oare e Mugurela nostru care vrea să iasă în fața noastră? Nu, el e în față. Stai că făceam confuzie, e Vito. Îi așteaptă negru, negru de el. Pe trotuar. Pe trotuar, Mugurele, așa e, pe trotuar. Da, o să mai mă sfădești tu pe mine când fac neregularități sau mă duc cu becurile stânse. Ia, în stația de autobuz pe trotuar ai parcat. Ai pe Mugure la nostru. Ba. Ia uite mafia. Aici îl avem pe Mugure la nostru, să vedem noi unde ne parcăm noi ca băieții. Să stăm la o bârfă. Și am întâlnit aici frumos. Uite-l aici pe tovarășul nostru Mugurel. De la ora exactă, bă, eu v-am zis. Are la toți abonații și la toți urmăritorii. Eu v-am zis, bă, băieți, pe aici pe la Buftea nu putem trece fără să cerem aprobarea domnului de la ProTV. Aici suntem și cu mașina de mafioți, cum v-am zis eu. Vitomobilul. Sau Vitomobilul. Uite, mai departe trebuie să ajungem la Ploiești.
Am stat cu Mugurel mai mult, deși noi am zis că stăm 15 minute, dar de obicei cam o jumătate de oră minim poți să stai cu Mugurel la câte povești să leagă. V-am salutat și ne vedem mai departe. Avelo Bactalo, Mugurele, zi, Avelo Bactalo! Avelo Bactalo! Căceng! Ați văzut, mă, ne-am întâlnit, mă, băieții, și cu Mugurela nostru, Mugurel Mondialul, de la ora exactă de aici, de la Pro TV, de lângă Buftea. De la Buftea, nu de lângă Buftea. În momentul ăsta ieșim din Ciocani, din Cocani, nu din Ciocani. Și o dăm mai departe, tare ca piatra iute ca săgeata, în drumul nostru către Ploiești, mai exact Boldești, Căieni. Să încărcăm, mă, băieții, mă, și după ce încărcăm acolo să vedem ruxăneata noastră ce traseu ne recomandă în drumul nostru către direcția în care mergem.